Căința păcătosului. La marginea unui râu, un țăran rău voia cu orice chip să scape de câinele său, deși acesta era un animal bun și recunoscător. Luându-l în brațe, l-a aruncat în apă, crezând că animalul se va neca și astfel va scăpa de el. Însă bietul câine a înotat cu greu până la mal, după care s-a așezat cu minte la picioarele stăpânului său. Acesta a supărat că nu reușise, l-a împins înapoi în apă. Dar câinele a ieșit iar. Pentru a treia oară omul l-a ridicat iar, vrând să-l arunce cât mai departe în apă. A alunecat însă pe malul noroios și s-a prăvălit cu tot cu animal în apă. Neștiind să nuate, a început să țipe și să se zbată. Când să se ducă cu totul la fund, a simțit cum cineva îl apucă de culerul hainei și îl trage încet spre mal. Scos afară mai mult mort decât viu, ud tot și speriat, omul a înțeles că i-a scăpat viața tocmai câinele pe care încercase să-l omoare. Rușinea i-a cuprins sufletul, i-a mulțumit lui Dumnezeu că au scăpat amândoi cu viață, după care și-a mângâiat cu recunoștință câinele atât de credincios și au plecat împreună spre sat. În sinea sa, omul a jurat să nu mai dorească niciodată răul vreunui suflet.